Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Servus Talk. Emisiunea care bate concurența de parcă ar fi nevastă sau. Servus, tipi. Servus, Bogdan. Chiar așa, dintr-o dată, de la început? Tu ai început atât de brusc. Reformulează, da. Te rog. Da, haideți să reformulăm. E 15 mai, este Ziua Internațională a Familiei. Permiteți-mi să reformulez. Bine ați venit la Servus Talk. Emisiunea care intră în fiecare seară, vă pătrunde în suflete la fel de ușor, nu știu, cum a pătruns recesiunea tehnică în România. Ei da, ultimele vești nu sunt tocmai cele mai bune. Economia României a intrat în recesiune tehnică, sau cel puțin așa susțin analiștii economici, având în vedere faptul că PIB-ul a scăzut față de trimestrul anterior. Dar nu-i mare problemă că suntem în recesiune tehnică. Pe noi recesiunea practică ne omoară. Da. După o vreme în care economia a bătut pasul pe loc, se pare că acum bate în retragere. Ei, cum spun oamenii filozofi și înțelepți de la sate, bat-o Dumnezeu criză că nu mai scăpăm de ea. Dar sunt oameni care vin să ne lumineze, dragilor. Și nu e o bătaie de joc. Nu, nu. E... Sigur, ei bat apa în piuă să bat șaua să priceapă, dar invers. Ideea e în felul următor. Vine consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, știți pe domnul Adrian Vasilescu, a declarat că actuala situație de recesiune din economie este un efect al faptului că în România se muncește puțin. No. 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 Mă, du-te, domnul Vasilescu. Pe serios? Bune, nu zău. Serios? Deci dacă nu muncim, noi n-avem bani. Serios, deci dacă nu trudim, nu câștigăm. Dar cine ar fi crezut așa ceva? Vai, vă mulțumim, domnule Vasilescu, că ați rupt tăcerea și ați spus asemenea adevăr. Altfel, cine ar fi știut și cine ne-ar mai fi subliniat evidentul? Probabil că pentru a combate această criză, ministerul sau ministrul muncii, reprezentantul ministerului muncii, ministrul muncii, doamna Mariana Câmpeanu a declarat că a fost stabilit un program, și nu așa de pe o zi pe alta, un program pe 4 ani. Adică un program cu bătaie lungă. Cu bătaie, imediat o bătaie de cincinal. Un program care vizează crearea 1 milion de locuri de muncă. Da, bătut așa pe muchie, 1 milion de locuri de muncă. Da. România va bătători drumul expansiunii locurilor de muncă și va pune la bătaie... Termină! Ce te doie de cuvântul ăsta? E așa bătut în cuie să-l torni? Hai, nu-ți bate joc de mine, lasă-mă să zic. Deci, România va avea încă 1 milion de locuri de muncă. Serios, în patru ani, oameni buni, România va avea încă 1 milion de locuri de muncă. Sigur, asta în timp ce marmotele vor împacheta ciocolata. Și o vor bătători un pic. Să... În staniol. În staniol, să steie staniolul bine. 1 milion de locuri de muncă, zice doamna Câmpeanu. Mă întreb unde? Nu. Ai văzut ce ușor e să fii ministru. Dacă fiecare din noi ar fi ministru câte 7 zile pe rând, am trece toți pe acolo. Da. Păi atâta timp cât vă puteți bate joc de limba română sau să vă bate joc de ce scrieți în CV, puteți fi ministru. Este condiția esențială a guvernului Ponta. Ești tâmpit, ți-ai luat hârtiile și diplomele așa... Mai ales trebuie ai să... Ai bătut palma pentru ele? Și trebuie să fii imun atunci când ceilalți îți bat obrazul. Da. Deci dacă sunteți bătuți în cap și nu sunteți în stare de nimica, puteți fi ministru în România. Nu vă chinuiți să aveți studii și școală, că nu trebuie. Trebuie să fiți bătuți la ureche. Bun, haideți să trecem de la criza economică la una personală. Ministrul plagiator Ioan Mang a bătut în sfârșit în retragere și și-a depus astăzi demisia. El a explicat în această seară că a decis să demisioneze din fruntea Ministerului Educației pentru că deoarece, bateți tobele, fiindcă imaginea guvernului era afectată. Câtă integritate, domnule Mang, dar în urmă cu 5 zile cum era? Acum 5 zile când presa urla din toți boșogii, făcea mișto aici cu Tibi de copy-paste-ul pe care l-ați dat de la lucrarea japonezilor.
Cum era atunci? Era înainte de weekend. S-a gândit domnul că uităm peste... Da, în urmă cu 5 zile, când au apărut primele dovezi ale numeroaselor sale plagiate, dânsul nu știa, nu. Se făcea că plouă. Că bate ploaia în geam. Da. Sau ne mai gândim la o chestie. Da? Știți de ce nu a demisionat mai devreme? Nu a demisionat mai devreme pentru că n-a găsit nicăieri o demisie de-a gata peste care să-și pună numele. Săracu. Domnul Mang, care este... Da? Plantele măcar pot să facă fotosinteză. Da. Domnul Mang a ținut să precizeze că este nevinovat și că va lupta în continuare pentru adevărata reformă. Sau ne gândim noi că vor lucra alții la această reformă și el doar își va pune numele pe ea când e gata. Domnule Mang, părerea mea, pentru că sunteți la vârsta pensionării, nu vă supărați că vă spun, presupun că aveți fii sau fiice și dat de cu voia lui Dumnezeu aveți și nepoți, dar care să nu vă moștenească, dar poate aveți nepoți. Domnule, ieșiți la pensie, tundeți-vă, radeți-vă, ieșiți în anonimat, îngropați-vă undeva într-o comună, într-un sătuc mic și creșteți-vă nepoții. Că să ieșiți la luminile rampei e bătaie de joc. Și atâta timp cât dumneavoastră vă bate joc, și noi o să vă răspundem cu aceeași monedă. Bătută la cald. Nu mai bate monedă pe tema asta. Nu mai bate, merge mai departe. Bun, în orice caz, până iese la pensie, ceea ce noi sugerăm solid, așa puternic, el are alte proiecte, după cum putem vedea în imaginea următoare, făcută de paparazzi Servostok, care au sintetizat activitatea domnului scurt ministru Mang. Și l-au surprins în timp ce lucra la o teorie foarte originală, E egal cu MC pătrat, energia este egal cu masa înmulțită cu viteza luminii și un pătrat alb de cretă. Da. Păi MC pătrat, dacă așa îi zice, ce vrea să scrie? Ce, da. Einstein nu așa a scris? Nu, Einstein, egal MC pătrat. Teoria, ea lui teoria. Ea lui teoria. Dar ăsta când o să se nască unul Einstein și o să-l copieze, nu tot așa o să fac. Ok. Într-un caz clar de schimbat ministrul Ciob cu ministrul Oală Spartă, interimarul de la educație este domnul Liviu Marian Pop. Ați auzit de el, de domnul Liviu Marian Pop? Ei, nu-i nimic, că o să auziți de azi înainte. A scris greșit, atât în CV-ul personal, cât și în declarația de avere, numele academicianului inginer Angel Saligny, cel care dă numele liceului, unde domnul Pop e profesor de peste... 7 ani. 7 ani, oameni buni. De 7 ani, această loază bate drumul până la colegiu. Da? Bate drumul dus, întors. Și semnează pe toate hârtile că este la Colegiul Național Angel Saligny. Și scrie. După 7 ani, Nărodu a scris numele greșit. Ca pe Messenger. Numai cu Y-uri să fie. Ca și cum am venit noi la lucru aici timp de 7 ani și după 7 ani am scrie Servostok greșit. Cum ar veni Servostok? Da. Da, pentru cei care ne ascultați și nu ne priviți că n-aveți imagine, Servostok nu se scrie cu toc de la tocul Cristinei. O fie drăguță, dar nu de acolo. Haideți să mergem mai departe și să vă dăm o veste dumnezească. Asta, vorba aia, a bătut toaca în cer pentru vestea asta. Avionul noului președinte al Franței, François Hollande, a fost bătut, lovit de fulger în timpul zborului care îl ducea la o întâlnire cu cancelarul Germaniei, doamna Angela Merkel. O fi fost vreun semn. Cineva acolo sus nu vrea ca ei să se împace. Îți dai seama? Și fiți atenți ce credem noi. Se pare că înainte de a decola, președintele francez a fost auzit spunând: "Oh, să mă trăznească, mon Dieu, dacă îmi dă mie lecții nemțoaica asta bătrână." Și tum, i-o trăznit una. Semnul, da, e clar, Dumnezeu este eurosceptic. Dumnezeu este neamț, este organizat. El este ministrul... Președintele. Da, domnul ministru. Președinte. El este domnul președinte al Franței Hollande, omul care se uită la ceas așa cum trebuie. Pe spatele ceasului probabil vede ora în China, unde se duc majoritatea țărilor europene să se împrumute de bani. Și vrea să vadă cât e ceasul acolo. Nu? Că se dă ora de la China mai nou. Tibi, economia mondială. Așa e, ne bat ăștia de nendoare economie. Așa, da. Ce tot cu bătaia asta? De... Nu, toată ziua am avut treabă cu bătaia. Probabil v-ați dat seama că am tot bătut apa în piuă cu bătutul.
Astăzi, vă spuneam la începutul emisiunii, este 15 mai, zi declarată internațional ca fiind Ziua Familiei. Am fi vrut să sărbătorim cu dragoste și voie bună, însă, din păcate, există un aspect extrem de dureros al vieții în familiile din România, și anume violența domestică. Doamnelor, domnilor, nefericitelor, nefericiților, adevărul crunt este că în România, când se lasă seara și se închide ușa la apartament, cineva ia bătaie. Și pentru acest lucru am adus din partea singurei asociații care se ocupă de protecție și de luptă împotriva violenței domestice din Cluj, de la Asociația Artemis. Am invitat-o cu drag în această seară și ne-a făcut plăcerea să vină în platou să ne vorbească despre violență, pe doamna Maria Popa. Sărut mâna, bine ați venit! O să vă poftesc să luați loc la noi și o să vă înmânez microfonul. Numai puțin dați-mi voie să bat în el să văd dacă are sunet. Avem sunet? L-am bătut un pic, dar l-am bătut discret. Doamna Maria Popa, bună seara, bine ați venit în platou la Servus Talk. Ziua Internațională a Familiei, astăzi 15 mai, o zi care ar fi trebuit sărbătorită cu... bine, cu vești bune. Cu iubire, cu înțelegere, cu parteneriat, cu egalitate și cu alte cele, da? Să știți că... specifice unei familii. De acord, însă unii bărbați, e interesant că ați ales aceste argumente și aceste epitete cu care să descriem, unii bărbați, exact asta invoc atunci când le caftesc pe doamne, o iubesc. Mi-e dragă, mi-e parteneră și atât de mult o iubesc încât uneori nu mă pot răbda și mai scap câte unul. Da, așa este. Acum, iertați să fiu, dumneavoastră, am zis-o și eu așa, auzind de la tot felul de nebuni, dar cred că vă întâlniți cu situațiile astea foarte, foarte des. Așa este, îmi pare rău că în seara asta avem un subiect destul de greu și puțin confortabil, dar să sperăm că mesajele noastre ajung acolo unde trebuie și poate că unii dintre cei care ne ascultă acum poate că își pun semne de întrebare și își vor schimba comportamentul. Să sperăm. Sperăm. Până la finalul emisiunii o avem pe doamna Maria Popa în prima parte de la Artemis. Vrem împreună cu dânsa să facem cunoscut dumneavoastră că există în Cluj acest loc extraordinar unde puteți să bateți... puteți să sunați la ușă, ușa vi se deschide și primiți ajutor și consiliere. Iar în partea a doua cu Adonis vom încerca să discutăm mai în detaliu, ca până la final cei care sunteți mai iuți la mânie și în loc să vă controlați, vă întindeți la cel de lângă, poate vă puneți de două ori sau de trei ori întrebarea înainte să acționați. Revenim cu doamna Maria Popa la Artemis. Ce este Artemis? Este o asociație non-guvernamentală care activează în domeniul combaterii oricăror forme de violență, de promovare a egalității și de șanse între femei și bărbați, atât în viața privată cât și în cea publică. Vreau să spun că am impresia că suntem primul program care și-a făcut intrarea în România, fiindcă am debutat încă din 1998. Ca un program Artemis în cadrul unei asociații deja cunoscute, Societatea de Psihodramă. Și de ce? Pentru că noi am fost formate în a lucra în grup, iar cea care a inițiat înființarea unui astfel de program a fost Hilde Goethe, care era formatoarea noastră, care era româncă, plecată în Germania și care și-a dat seama că este într-adevăr o problemă care nu este acoperită și nu este abordată sub niciun fel. Așa că iată că sunt deja 14 ani de când existăm, iar din 2001 am dobândit personalitate juridică și ne denumim Asociația Femeilor împotriva Artemis, împotriva violenței Artemis. Vorbeați mai devreme când ați explicat atât de frumos cu ce se ocupă Artemis, general acoperă orice formă de protecție împotriva violenței. Dar femeile, mi se pare mie că sunt cele mai abuzate, mai abuzate decât copiii? De aceea suntem organizație de femei care oferim servicii pentru femei, pentru că din punctul nostru de vedere, adevărata violență este împotriva femeilor. Deci dacă este să luăm procentual, 90% sunt femeile care sunt agresate, iar probabil 10% sunt femei care agresează bărbații. În toți acești ani, în care sunt convins că ați văzut lucruri absolut dramatice și povești incredibile și ați fost treziți noaptea din somn la telefon sau la ușa
mă rog, nu știu dacă era cineva noaptea, dar probabil dimineața ați găsit pe prag câte o femeie așteptând să primească consiliere. Deci, din păcate, pot să vă spun că cu toată experiența pe care o am de atâția ani, încă sunt uimită de cât diversitate de cazuistică avem. Deci lucrurile sunt atât de grave și formele de violență sunt atât de diferite, încât și acum mă uimește. Într-adevăr, cum spuneați că suntem trezite noaptea, marele nostru regret este că până în 2005 am reușit să avem un adăpost pe care l-am menținut din proiectele pe care noi le-am câștigat și, bineînțeles, din donații, dar din 2005 a trebuit să-l închidem și imaginați-vă că într-un oraș mare, ca și Clujul, nu există un adăpost pentru victimele violenței. De 7 ani de zile, în acest oraș, nu există un adăpost în care se poată... Da, de 7 ani de zile. Și ce fac? Bun, și atunci, asta înseamnă că puțin v-ați restrâns activitatea sau cel puțin v-ați rezumat-o la a consilia, a ajuta, fără să puteți să le găzduiți? Deci n-am restrâns activitatea în măsura în care femeile acceptă și se poate, le orientăm spre celelalte două adăposturi care există în Turda sau în Câmpia Turzii. Cel din Turda este restricționat la cele 10 sate arondate Turzii, iar celălalt din Câmpia Turzii este gestionat de către Consiliul Județean și acolo se pot primi femeile. Da. Cu mare mâhnire trebuie să vă spun că a trebuit să ne restrângem activitatea, dar așa o organizație mică cum suntem, suntem foarte, foarte active și nu renunțăm la această activitate, pentru că altcineva nu are cine să o acopere. Și vreau să spun că din 2009, practic, noi facem voluntariat pe activitatea de consiliere, iar în paralel dezvoltăm niște proiecte, fie că suntem, ca la momentul acesta, suntem parteneri într-un proiect transnațional unde ne ocupăm de partea de femeile imigrante, dar tot pe aceeași tematică de violență, și în paralel ducem mai departe și această activitate. Bun, cine ar trebui să vă sprijine? Păi, acum ce să spun, din punct de vedere al Consiliului Local, din punct de vedere al Consiliului Local avem un sprijin din partea primăriei, un sprijin care, nu știu dacă mi este permis aici să spun cât este suma. Deci primim... Instituție publică care vă plătește din banii noștri, da. Vă rog frumos să spuneți. Deci este 3.000 de lei am primit, ceea ce înseamnă că putem acoperi cam 3 luni și jumătate întreținerea centrului pe care îl avem. Pentru că este un centru unde trebuie să plătim întreținere, unde trebuie să avem grijă să plătim telefoanele, unde mai există și alte nevoi pe care femeile le au, și din punctul ăsta de vedere ne descurcăm cu persoane care de adevărat se implică în comunitate și care nu sunt pasivi și nu sunt indiferenți față de această temă. Și cred că mi este permis să spun că cel mai mult m-au impresionat niște studenți de la medicină care au întâlnit multe cazuri de violență în spitale și care au făcut o donație către centrul nostru. Și credeți-mă că a fost un gest care ne-a emoționat și ne-a făcut să ducem și mai mult și mai departe activitatea pe care o avem. Deci în orașul ăsta, da, acest etalon al Ardealului, acest vârf de lance, studenții v-au întins mâna? Da. Studenți? Studenții la medicină. Vedeți de ce îi promovăm și ne sunt dragi? Bravo lor! Bravo studenților, da, de la medicină! Da. Alte asociații, alte organizații, statul prin alte forme de, nu știu, reprezentant în teritoriu de către, da, alți reprezentanți. Da. Nimeni nimic. Firme private, sponsor. Există. Vreau să spun că există firme private
Și dacă suntem la capitolul acesta, pot să spun că alte nații au o cultură spre a ajuta și a face donații. Este o cetățeancă de origine franceză, dar care locuiește și este căsătorită în România și care ne-a făcut o sponsorizare de 2 ori, în așa fel încât noi am reușit să întreținem centru un an de zile. Și pe lângă sponsorizarea bănească pe care a făcut-o, a fost extraordinar că în jucăriile pe care fetița ei le-a adus la centrul nostru, i-a făcut o bucurie imensă. Păcat că nu putem filma și nu pot să vă arăt bucuria unei fetițe care și-a dorit o păpușă pe care această fetiță i-a oferit-o. Deci sunt lucruri atât de omenești și de emoționante, încât nu ne mai gândim la niciun efort pe care noi îl facem când abordăm cazurile de violență sau ne gândim la lipsurile cu care ne confruntăm. Deci aceasta este adevărata omenie. Și sunt într-adevăr sponsori și donatori care de mulți ani ne ajută după posibilitățile lor. Iar vreau să spun că, pe de altă parte, deja cercul nostru de prieteni, rudele noastre, soții, copiii, o parte sunt voluntari în cadrul centrului și ei sunt cei care ne ajută. La bătaie și... Da, da. Da, asta cu bătaia, asta de la Tibi. Tibi responsabil, că din cauza lui acum tot bat pe cuvântul bătaie. Revenind puțin la activitatea Artemis. Da. Ce se întâmplă concret? Ce se întâmplă când o femeie vă apelează, fie telefonic, fie bate la ușă și vă spune, are curajul să vă spună, am fost agresată, am fost bătută? Ce se întâmplă? Care e procedura? Cum le consiliați și cam care sunt rezultatele? În primul rând, este un act de mare curaj, deci el își fac curaj să vină să spună ce li se întâmplă, pentru că sentimentul de rușine față de viața lor trăită în violență este atât de mare, încât de multe ori există bariere. Ei, în momentul în care ele vin și nu mai pot, și de obicei se întâmplă lucrul acesta când sunt în situație de limită, fie după un episod atât de crunt de bătaie, care de multe ori se soldează cu, ce să spun, vin acum cu spart de timpan, sau cu dat cu securea și cu probleme că rămâne fără un ochi. Deci cazuri de genul acesta sunt. Sau este scoas afară din casă cu copii de mână. Deci ajung la noi și atunci, din punctul ăsta de vedere, vreau să spun că este foarte important că se adresează, că ele sunt ascultate și sunt crezute. Deci lucrul cel mai important, este cel mai important, că nu le puneți la îndoială spusele. Că sunt crezute, da. Pentru că de multe ori ele ascund ce se întâmplă în familie, de multe ori colegii, dacă văd colegele că vin, ba cu ochelari, ba cu un anumit semn și ce ai pățit, m-am lovit, am căzut și așa mai departe. Dar sunt de fapt semnale violenței. Deci acest sentiment de rușine, de ascunde și de a se considera în mare parte vinovate de ceea ce se întâmplă, pentru că există o strategie a agresorului în care responsabilitatea este dată pe victimă. Ea devine că m-a enervat. Ea devine că e, da, și vreau să spun că partea aceasta de intervenție pe violență domestică este ca o specialitate pe care doctorii o fac, o specialitate de dermatologie sau așa mai departe. Este o anume intervenție, o anumită cazuistică. Și atunci primul lucru important este că ele au curajul să rupă tăcerea, să spună ce li se întâmplă, sunt ascultate, sunt înțelese și abia după ce capătă un grad de siguranță, începem să vedem, să le explicăm ce se întâmplă, care este dinamica acestei violențe. Începem să le explicăm că nu este responsabilitatea lor că sunt bătute, ci 100% este responsabilitatea agresorului.
Și dificultatea, vreau să spun, este în faptul că de multe ori agresorul în viața socială, la locul de muncă, atunci când se întâlnește cu prietenii, poate fi o persoană foarte șarmantă, o persoană foarte politicoasă, încât nici nu-ți dai seama, așa cum ați spus, ce se întâmplă în spatele ușilor când se lasă seara. Asta e. Vreau să vă întreb ce se întâmplă după. După această ascultare, după faptul că le credeți și le oferiți siguranță la nivel confortul psihologic, că sunt protejate. Dumneavoastră, ce demersuri faceți mai departe? Dacă e nevoie, chemați poliția? Dacă e nevoie, le duceți la tratament în cazul în care probabil au nevoie de tratament? Intervențiile sunt de altă natură în funcție de nevoile femeilor. Unele doresc să rămână doar la nivelul în care fac consiliere psihologică, în care înțeleg ce li se întâmplă și în care încercăm să le împuternicim să devină autonome și să ia decizii. Pentru că noi nu ne putem băga în viața lor la modul în care să spunem, te rog, ieși din situația asta sau divorțează. Niciun terapeut... Asta vreau să vă întreb. Nu le puteți spune. Niciun terapeut nu își ia această povară de a spune... Ia, te rog, și divorțează și pleacă din situația asta. De ce nu? De ce? Pentru că trebuie să fie decizia ei. În momentul în care decizia și dacă ei... Și vedeți că e mai bine pentru ea să divorțeze decât să sufere Nu eu trebuie să văd. Nu ea eu. Trebuie. Ea trebuie să vadă. Dumneavoastră doar îi arătați. Deci ea trebuie să conștientizeze. Noi doar îi explicăm ce se întâmplă, doar îi arătăm. Îi spunem că cu cât există mai mulți ani de violență, cu atât episoadele sunt de coexistență, cu atât episoadele de violență sunt mai frecvente. Și apoi mai există ceva. Foarte multă lume se întreabă de ce nu pleacă femeile. Păi, la un moment dat, după un episod de violență, bărbatul își arată o altă parte a lui, da? Noi spunem că este luna de miere în care vine și oferă cadouri, oferă recompense, încât femeia, iertată să-mi fie cuvântul, devine hăbăucită, dezorientată. Deci numai doi știne... pumni o ciocolată, trei picioare un diamant, da, îți rup o coastă și te duc pe coasta de azur. Îmi pare foarte bine că ați adus cuvântul de diamant, pentru că există prejudecata că violența domestică există doar în familie sărace, ceea ce nu este adevărat. Există și în familie cu dare de mână și cu stare, doar că acele femei sunt ca și cum ar fi niște păsări în colivii, închise în colivii de aur și cu timpul, dragile păsări care puteau să zboare și aveau libertate, își dau seama că aripile lor s-au frânt. Presupun, e o chestiune profesională și umană. Sunteți o femeie. Sunteți o femeie care conduceți acest centru și e normal. Când vedeți cazuri rezolvate, e o bucurie extraordinară. Ce gust aveți când le vedeți că aceleași femei se tot întorc și nu se rezolvă nimic? Nu pot să judec, pentru că este viața lor, pentru că poate că au niște principii sau ceva care încă le ține. Și acum mai există acea speranță a unor femei de a găsi pe acel bărbat cu care s-au căsătorit. Pentru că majoritatea situațiilor femeile se căsătoresc din dragoste. Și își imaginează că acea imagine a soțului cu care a fost atent, care a fost curtenitor, care poate să fie și un om bun, undeva îl va găsi. Îl va regăsi. Pe de altă parte, vreau să spun că după episoadele de violență, soții își cer iertare. Te rog să mă ierți, am fost furios, nu mai fac, nu se va mai întâmpla niciodată, nu te voi mai atinge niciodată. Și angajamentele acestea este un soi de speranță, uneori efemeră, pe care femeia o are. Iar pe de altă parte, sunt atâtea opreliști financiare care nu-i permit să devină independente. Sunt femei care sunt independente și pot să ia decizii. Da, vorbesc de independența financiară, dar sunt femei cărora li s-a interzis să aibă un loc de muncă,
li s-a interzis să ia legătura cu familia, cu rudele, da? Deci este izolată de celelalte și ele atunci sunt realmente rupte și la dispoziția bărbatului. Am două întrebări, încă două întrebări pentru dumneavoastră. Una este dacă din anul în care s-a înființat Artemis și a căpătat personalitate juridică și țineți evidența, până în prezent, numărul de cazurilor de violență aici la Cluj este pe un trend ascendent sau descendent? O duce mai bine, ne civilizăm sau ne sălbăticim? Pot să vă spun foarte clar, în 2008 am avut 63 de cazuri, în 2009 am avut 83 de cazuri și nu știu dacă este o simplă coincidență, dar la nivel național, este o statistică, fiindcă statisticile sunt relevante, între 2004-2009 au fost peste 59.000 de cazuri, din care 778 au fost cu decese și doar în 2009 au fost peste 12.000 de cazuri. Deci ceva a fost cu anul 2009, în care femeile au avut mai mult curaj să vină și să spună ce li se întâmplă. Era criză, nu mai aveau nimic de pierdut. Da. Acum, nu este relevant să vă spun că în 2011 am avut la centrul nostru doar 25 de cazuri. Pentru că au dispărut proiectele acelea adevărate de intervenție în care poți să oferi unei femei să-și plătească certificatul medico-legal, care este dovadă în instanță, posibilitatea de a avea un cabinet la care să meargă să-și facă analizele, da? Și să vadă de starea ei de sănătate. Am avut posibilitatea să le oferim și suport material, nu orice, deci alimentele, lucrurile de necesitate, deci nu ceva nemaipomenit, și chiar am putut să le oferim șansa de a se reprofila profesional. Lucruri care nu se mai întâmplă în consecință? Lucruri care nu se mai întâmplă, nu mai sunt genul acesta de proiecte. Și de fapt aceasta este modalitatea în care într-adevăr putem ajuta, putem trimite informația mai departe. Nu n-am mai fost proiecte în care să acoperim activitățile de informare și de educare, de prevenire a violenței. Am avut foarte multe proiecte desfășurate în cadrul școlilor, în cadrul liceelor și au fost extraordinare dacă ați vedea modalitatea în care s-au înșurubat elevii, au făcut piese de teatru, pentru că teatru este încă o formă în care noi folosim, da? Au forma de manifestare artistică prin desene, prin colaje. Deci am făcut și activitatea asta, dar acum, din lipsa de suport financiar, este destul de greu să le realizăm. Ei, să sperăm că vremurile care vor veni vor aduce odată o schimbare la nivel de gândire și de mentalitate în familie, iar dacă asta nu se schimbă, măcar statul să aloce mai mulți bani acestor intervenții. Doamna Maria Popa de la Artemis, vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Nu știu, vă doresc să dați faliment în sensul cel mai bun, să nu mă înțelegeți, nu mai fie nevoie să interveniți, pentru că lumea trece într-o altă etapă a gândirii și a dezvoltării în care își dau seama că nu bătaia este soluția. Păi, cu ocazia asta pot să spun că viziunea asociației este o societate cu toleranță zero pentru față de violență și cu intervenții sau măsuri eficiente de intervenție și de asistență. E foarte greu, e foarte complicat și ar fi fost foarte multe de spus despre violență și îmi pare rău că în această seară n-am reușit să atingem efectele care sunt incomensurabile și incalculabile de la o generație la alta. Decât să le grăbim, eu zic să le dezvoltăm în altă seară. Dacă vă face plăcere, venim, sunt convins că oamenii sunt interesați să vadă ce se întâmplă și ce efect are acest lucru în viitor. Da. Cu mare plăcere, mulțumesc mult pentru... Cu mare plăcere și pentru cele sau cei care sunteți în nevoie, în Cluj vă stă la dispoziție Asociația Artemis. O găsiți pe internet, bateți drumul până acolo și apelați cu încredere la ei. Vă mulțumesc încă o dată. Noi ne luăm o scurtă pauză și ne întoarcem în partea a doua cu Adonis Bungis.
căreia îi vom bate la cap cu multe întrebări și să ne răspundă ce se întâmplă de lucrurile degenerează așa. Servus Toc se întoarce cu Adonis.